avem în mijlocul nostru și emisiunea Exclusiv TV, partenerul nostru de încredere. Ar fi trebuit să fie ultima ședință pe acest an, 2019, dar se pare că o să mai avem niște rectificări și o să mai fiți deranjați. În funcție de ce apare la trezorerie, documente de rectificări, o să vă înștiințăm și o să facem ședință extraordinară. Pentru... Dați voi să vorbesc, domnul... Păi da, dar nu se poate face două ședințe extraordinare. La început vă văd aici. Așa, da. Așa, da, pe cum îmi doresc la toate ședințele, o ședință liniștită și să discutăm la obiect, pe ordinea de zi. La punctul diverse, dacă avem solicitări, scrise, doamna secretară? Nu avem. Din partea invitaților? Nu avem. Bun. Atunci, cu acordul dumneavoastră, domnilor consilieri, o să ia cuvântul și cei din domnii invitați. Domnul președinte, La dispoziția numărul 228 din 13-12-2019 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei din județul Bacău pentru data de 18-12-2019, ora 13, locație, sala de ședință primăriei Comunei Bocea. Primarul Comunei Bocea, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. În temeiul articolului 197 aliniatul 1 litera B și articolul 193 aliniatul 1 litera articolul 200 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bocea, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 18 decembrie 2019, ora 13, care va avea loc la sala de ședință a primăriei Comunei Bocea. Proiectele de hotărâre. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020. Inițiator primar Ștor Cristian. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență tip 6 prin organizarea serviciului Comunei Bocea, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației de funcționare al ADI Ungureni Buhoci. Inițiator primar Ștor Cristian. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al statutului ADE Ungureni Buhoci. Inițiator, domnul primar Ștor Cristian. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale primăriei Comunei Buhoci al unor procese verbale de contravenție, reprezentând amenzi ale debitorilor decedați. Și la numărul 6, diverse. Domnule președinte, avem două suplimentări, două puncte pe ordinea de zi. Suplimentare privind strategia ADIES și suplimentare privind o rectificare de buget pe ajutor de încălzire. Da, să punem la vot ordinea de zi cu cele două... Domnul președinte,
Eu cu ordinea de zi o să fiu de acord, dar cu suplimentarea nu voi fi de acord, întrucât nu am avut... Deci pune la vot suplimentarea. Și acum... Da, puteți hai, haideți să vă facem cum trebuie, ca la lege. Punem la vot ordinea de zi. Nu, suplimentarea ordinea de zi. Suplimentarea ordinea de zi. Cine este pentru? Deci două abține? Eu mă abțin și specificați de ce mă abțin. De ce vă abțineți, domnul Bășor? Mă abțin pentru că nu am avut materialul la dispoziție să-l pot analiza. Așa... Cine știe cine citește, domnul primar? Cine știe, citește ce dorește dumneavoastră? Sunteți de acord să luăm o pauză, să analizați materialele la comisie pentru suplimentare? Nu a solicitat, domnul Bășor. Nu este. Eu n-am știut de suplimentarea asta. Arătați-mi dumneavoastră materialele pe masă, dacă ați suplimentat. Doamne, arătați-mi, eu am știut ce a venit domnul primar cu suplimentar. Sunt adrese venite în ultima oră de la... Dacă a venit chiar cu o sfert de oră înainte, tot trebuia să le arătați. Dacă dați voie să mă excepționez. Eu am spus de ce vă abțin. Da. Deci e vorba de rectificare privind ajutorul de încălzire a cetățenilor cu drept de încălzire de pe raza comunei Boci. Le-au venit bănuții și trebuie să-l aducem în contul primăriei să putem după aia distribui cetățenilor îndreptățiți. Domnul Mocan, nu că vrea domnul primar. Cetățenii au depuse cereri de pentru ajutor de încălzire. Dumneavoastră, vă rog, doamna secretară, dumneavoastră, vă rog să continuați în procesul meu. Deci, decide Consiliul Local. Supunem la vot, dacă sunteți de acord cu întreruperea ședinței și dezbaterea în comisie a celor două propuneri. Cine este pentru? Cine este pentru întreruperea ședinței? Dar haideți să numărăm votul. Întreruperea ședinței, supunem la comisie. Cine este pentru? Deci, pentru întreruperea ședinței. Sunteți de acord, domnul Mocanu, pentru întreruperea ședinței? De acum nu mai sunt de acord. Nu sunteți. Deci toată lumea împotrivă? Împotrivă. Sunteți împotrivă? Abține? Păi nici nu vreți să întrerupem ședința. Am zis să o întrerupem. Domnilor, abține. Deci nu explicați dumneavoastră ce legea. Am stat cu mâna la sus, dar nu m-am observat, domnul președinte. Deci este inoportună cererea făcută de domnul consilier Mocan, având în vedere că materialele nu au fost prezentate. Deci, ajutoarele sociale este o temă, acordarea de ajutoare sociale este o temă care fiecare an o avem pe ordinea de zi. Ce putem studia la o astfel de temă? Ce putem studia? Lucrul trebuie să producă. Este conform legii, ajutoarele sociale să dau conform legii. Deci, din punctul meu de vedere, nu e nevoie să... Deci nu trebuie ședința, mergem mai departe, da? Discutăm când ajungem la punctul respectiv. Vă referiți la ambele puncte de pe ordinea de zi, care are două puncte, domnul viceprimar. Aici, acest... Citiți cu atenție, dumneavoastră, știți cam repede. Citiți cam repede. Vedeți la ce oră a apărut. Citiți acolo. Și domnul a venit cu două proiecte pe ordinea de zi. Nu a venit cu un singur proiect. 13 voturi am consemnat pentru suplimentare. Păi dumneavoastră tot de la căutați să cădeți în picioare. Dar de data asta nu o să cădeți în picioare. Domnul Mocan, supunem la vot ordinea de zi suplimentată. Cine este pentru? Eu mă abțin și cu asta. Deci nu sunteți de acord și cu ordinea de zi normală? Nu, cu ordinea de zi normală sunt de acord. Și cu cea suplimentată nu sunteți acord de la președinte? Deci am supus la vot ordinea de zi suplimentată. Cine este pentru? Abține. Doamna Ungureanu? Da. Eu o propun pe doamna Ungureanu. Mai sunt alte propuneri? Cine este pentru ca doamna Ungureanu să fie împotrivă? Abține împotrivă? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip 6 pentru organizarea serviciului Comunei Livoi, județul Bacău. Inițiator, domnul primar, ești obstian. Da, avem o adresă de la Inspectoratul Situației de Urgență. Domnul Vici, vă rog pe dumneavoastră să faci o prezentare. Da, deci conform legii, suntem obligați, nevoiți în același timp, să
înființăm serviciul de voluntariat, având în vedere că se impune ca o necesitate, deoarece acest serviciu va interveni și poate să intervine și trebuie să l-avem organizat în caz de incendii sau în caz de alte calamități. Pentru înființarea acestui serviciu, evident că sunt sau e nevoie de un număr de cel puțin 15 persoane care să fie nominalizate la nivelul Comunei Buhoci, persoane care atunci când ferească Dumnezeu, unde dorim lucrul ăsta, situația o impune să poată interveni. Deci ei vor fi instruiți, pregătiți pentru a interveni în astfel de situații. Și noi acum, prin acest proiect de hotărâre, practic trebuie să luăm decizia să înființăm și să organizăm acest serviciu. Există și o organigramă care trebuie să o votăm tot acum, urmând ca după aceea executivul să, prin grijă executivului, să înființeze nominal acele persoane care trebuie să facă parte din acest serviciu. Dacă mai sunt întrebări pe lângă materialul ce a prezentat domnul viceprimar. Poftiți, domnul Bogdan. Care sunt criteriile pentru să angajați aceste persoane? Angajate? Da. Deci persoane... Stați-l pe domnul Stoica. Deci, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost înființat în anul 2007. Prin reorganizare înseamnă voluntar. Voluntar înseamnă fără bani. Eu n-am spus cu bani. Eu nu v-am întrebat de acolo. Deci criteriul vor fi contractul de voluntariat. Asta este criteriul. Toți oamenii care vor să se înscrie în voluntariat vin cu niște documente care îi califică pe anumite puncte ca, în care s-ar încadra pe intervenții, pe prevenire, pe descarcerare, pe... Nu suntem pompieri profesioniști, dar prima intervenție trebuie să o facem noi. Nu era bine ca să știm, acum să aflăm o ședință în Consiliul Local. Poate avem obiecțiuni mult în față din Dar acum se înființează se reorganizează serviciul în care se stabilesc posturile. Acele posturi vor fi făcute publice. Oamenii vin să înscriu pe bază de documente. Doamne, nu pot să pun asistent medical în sistemul ăsta decât dacă are studii medicale. Nu pot să-l pun pe o motopompă dacă nu are studii de cât de cât de pregătire. Când completăm cu, și cu alții, asta e altceva. Dar ne trebuie și câțiva specialiști. Iar ei sunt voluntari, în baza contractului voluntariat. Dar eu aș avea o întrebare dacă implică ceva costuri din partea OAT-ului. Nu implică, din ce știu eu pe lege, nu implică costuri, dar se pot face niște compensații pe lege. Nu mă refer cursuri, pregătire, s-au mai făcut pe timpul lui doamna Vodovișteanu, cu tot pe piștere. La aia mă refer. Deci cursurile respective au fost pe prevenire. Da. Or să fie costuri legate de asigurarea celor care sunt pe intervenții. Deci asigurare medicală pentru cei care intervin. Dar asigurarea va fi strictă pentru intervenția respectivă. Doamne, va interveni cineva. Șorul, piciorul. Nu trebuie să-l asigurăm. Echipamente? Echipamente, să vedem. În funcție de când facem bugetul pe anul viitor, ce bănuți sunt, ce avem în dotare, tot așa către Consiliul Local venim. Arătăm ce avem, ce bază avem, ce putem cumpăra. Nu o să fie perfect, dar căutăm an de an să completăm cu anumite... Dar întrebarea era dacă asta nu înțelegeam. Cum au fost atunci, au fost niște costuri suportate din partea primăriei. Pregătirea a fost făcută la centru zonal fără costuri. Costurile ce au fost atunci au fost deplasarea. Nu, nici măcar transport. Sau nu mai știu. Deci nici măcar transport. Deci nu sunt costuri de instruire, nu sunt costuri de... Asta era întrebarea. Instruire în fundațion și eu. Da, fără împreună. De general am căutat să trimit în consilier. Nu se remunerează. Da. C-
cât de cât consilieri știi zonele de intervenție, știi ce... Am fost cu ordin de deplasare, cu treabă, cu tare, pe bar, ca Marius Moga, pe bar, pe noastră... Dar n-am dat bar, n-am dat niciun bar. Nu știu, că am fost pe treaba noastră, de aia nu... A fost, poate mă gândeam, dar așa, pe degeaba nu... Da, supune la voce, cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației de funcționare a ADI Ungureni Buhoci. Inițiator, domnul primar Ișto Cristian. Da, așa cum știți în ședințele anterioare, cu susținerea dumneavoastră și aprobările dumneavoastră, am constituit un ADI. ADI Ungureni Buhoci. L-am reactualizat, să zicem așa, că el a funcționat și în trecut. Acest ADI să poată funcționa, fiecare membru un ADI, ca și comună mă refer, trebuie să vină cu o sumă pentru cheltuielile de contabilitate, întocmire, documentații, de funcționare, să zicem așa. Și s-a stabilit prin hotărârea AGA ADI-ului suma de 10.000 pe an pentru fiecare membru. Acum, dumneavoastră, întrebări. Dacă nu sunt întrebări, să pun la voi. Cine este pentru? Tineri împotrivă? Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al statutului ADI Ungureni Buhoci, inițiator primar Ișto Cristian. Da, aici a apărut între timp, când s-a constituit ADI-ul, a fost în baza legii 215. Între timp a apărut ordonanța de guvern 57 2019, în care s-a modificat 215. Mai exact, discutăm de noul cod administrativ, în care prevede unele modificări pe proceduri. Și s-a reactualizat actul constitutiv și statul. Din conducerea ADI-ului a dispărut forma de organizare Consiliului de Administrație. El rămâne Asociația Generală a Acționarilor, așa zis acționari, comunile care sunt membri și Consiliul Director. Deci pare o formă intermediară Consiliul de Administrație. Formele vor fi aprobate prin AGA și vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Director. Da, întrebă dacă sunt. Dacă nu se pune la voi, cine este pentru? Abțineri împotrivă. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență fiscale ale primăriei Comunei Buhoci al unor procese verbale de contravenție reprezentând amenzi ale debitorilor decedați. Inițiator, domnul Ișto Cristian. Da, s-a făcut o analiză în compartimentul contabilitate, taxe și impozite. S-a constatat că sunt două persoane decedate care au de achitat niște sume și conform legii trebuie proiect de hotărâre la sfârșit de an să poți scoate din evidență. Este vorba de Tală Ioan și Cojoc Constantin, zis cu adevărat. Da, da, da. Da, să vină două persoane. Atât o reieșit din... Dacă apar în decursul anului următor, vine cu certificatul de deces, vine cu documente și tot, la sfârșit de an, se scoate în evidență prin hotărâre de Consiliul Local. Da, întrebări dacă sunt. Supune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Trecem la punctul numărul 6, diverse. Aflu punctul 1, suplimentat la domnul primar. Așa cum v-am spus în solicitarele suplimentare, e vorba de o strategie ADIS care se reactualizează anual. Întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supune la voi. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Mocanu?
domnul Homă. Dar nu votați prin ridicarea mâinii? Domnul Mocanu? Abține. Păi și la abținere nu trebuie să ridicați mâna, dacă abține. Mă abține, da. Împotrivă? Domnul Homă? Trecem la numărul. Da. Trecem la proiectul numărul 2, zicetare, domnul primar. Da. Așa cum v-am spus, este vorba de ajutorul de încălzire venit acum, de ce, prin adrese de e-mail. Da. Aș spune că avem în jur de 287 de dosare depuse cu drept pentru cetățenii din comun, în afară de cele 20 de dosare pe ASF, care sunt cu ajutor social. Deci, 187 de dosare 400. Și 400 și ceva de membri. Beneficiari în dosare. Deci, într-un dosar pot fi 3, 4, 5, 10 membri. Da. Și suma e 41.400. Întrebări, dacă sunt. Supune la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Trecem la diverse. Cine se înscrie la cuvânt? La diverse? Poftim, domnul Mocanu. Acum o ședință sau două urmă, ne citea cineva un proiect, pe mai spun numele, pentru că dacă îi spun numele, spune că am ceva pe dumneavoastră. Și ne spunea că va respecta cu strictețe acel proiect. Este vorba de depunerea acelei pietre care este necesară în caz de... Și a început, s-a pus pe vale, cel puțin aici s-a pus la Malea, s-a pus cam în jumătate, cam aproape, pot să spun, la jumătatea drumului. În restul comunii nu s-a mai pus pe vale. Astăzi venind, curios, s-a apucat de treabă, știind probabil că este ședința Consiliului Local. A pus așa câte o jumătate de roabă. Vă contradic, domnul Mocanu, s-a pus și în catolici. Dar de ce nu mă lăsați? Adică... A spus că nu s-a mai pus decât acolo. Dar lăsați-mă să vă vorbesc și să mergeți, să vă duc în mașină, să vedeți că ceea ce vă spun nu este minciună. S-a pus dumnealui licitat toate punctele de pe vale. S-a pus în 3 puncte, pe care le-a pus astăzi 2. Asta s-a pus, da. Ca să vă spun. Este adevărat, domnul... La iepure ați spus, ia întrebați, l-a pus? Domnul, hai să mergem acum să vedem dacă într-adevăr este pus. La Ungureanu este pus? Nu, nu. Eu nu trebuie, domnul, domnul Mundea. Nu votați la mine. Nu, domnul Mundea. Haideți să nu fim confuși de la început. Deci, ce și cum e vorba? Eu am spus că proiect... A spus depunere de piatră. Una este piatră, una este antiderapant. Antiderapant. Mă așteptam la noi să spuneți antiderapant, dar a trecut prin etape din astea în calitate de viceprimar. Dar nu e asta, nu e asta. Nu, de ce vă spun să nu fim confuși? Că în același timp, demarăm și o procedură de nivelare cu Petriș. Și da. Nu știam la ce vă referiți. La antiderapant sau la Petriș? Dumneavoastră a spus Petriș. Scuzați-mă, domnul primar, dacă vreți ca să constatăm la fața locului, putem să ne deplasăm. Mergem la Iepure acum, mergem la Ungureanu, mergem la Leteanu, mergem mai departe. Și dacă dumneavoastră mi-a arătat, doar dacă acum, printre picături, se duce să mântează. Hai ca să fim corecți și să respectăm că ni se citea aici, ni se citea proiectul. Dacă nu este adevărat, dați-i din nou proiectul domnului viceprimar Munteanu să ne citească proiectul și să ne arăte concret unde au pus acel antiderapant. Nu cred că s-a mâncat. S-a pus în mijlocul străzii și s-a lăsat acolo și astăzi s-a pus acolo. La iepuri nu s-a pus, la iepuri nu s-a pus, în zona la pădurarul nu s-a pus. La vulpi, nu? La dumneavoastră s-a pus, domnule, ca să vă întreb pe dumneavoastră. La Uluc, și de acolo nu vă mai trebuie încolo. Bine, erau multe locuri unde trebuia să pun acest antiderapant, dar se pare că ne-a prins nepregătit. Vă mulțumesc, domnul președinte. Suntem de vreme frumoasă și nu trebuie acum antiderapant. Da, de asta. Avem de reclare, domnul viceprimar. Nu-i vorba de reclare, e vorba de a da răspuns la interpelarea făcută de domnul consilier Mocanu, tot adică m-am străduit foarte atent să văd ce dorești, nu prea am înțeles ce dorești, așa prin picături totuși am înțeles că se referă la antiderapantul care trebuie să fie pus pentru perioade
de iarnă, de alunecul și așa mai departe. După cum vedeți, afară este foarte, foarte, o vreme foarte frumoasă. Dumnezeu ține cu noi. Este și foarte cald afară. Și cred eu că rezolvarea acestei chestiuni care a ridicat-o domnul Mocanu este în atenția noastră în continuare și va fi rezolvată. Astăzi, într-adevăr, astăzi, nu pentru că a fost ședința, doar pentru faptul că așa s-a întâmplat să se producă această activitate, am împrăștiat sau am localizat antiderapantul pe pantă, așa cum spune legea, în zonele vulnerabile. Încă nu s-a terminat activitatea domnului consilier Mocanu, de aia spun că vremea ne ajută. O să continuăm. Referitor la satul Bihghir, la care faceți dumneavoastră referire, sunt depozitate cantitățile mari, în sensul că am pus la un loc o jumătate de mașină și într-o altă locație încă jumătate de mașină, urmând ca în perioada următoare să intervenim cu buldoia excavatorul din proprietatea primăriei și să punem într-adevăr pe toate locațiile acolo unde prevede legea, adică în pantele unde sunt. Deci acțiunea este în proces de desfășurare. La Coteni s-a finalizat această acțiune, deci pe toată zona care este din Coteni poate să infirme sau să confirme acest lucru. Deci la Coteni este finalizată acțiunea, în sensul că s-a depus materialul antiderapant pe toate sau în toate zonele vulnerabile, așa cum prevede legea. La zona Buhoci Catolici avem depozitul aici la Gal Francis, urmând ca în zilele următoare să depunem acest material antiderapant în toate zonele vulnerabile. Deci acțiunea este în proces de desfășurare. Asta e, mai aveți altă întrebare? Nu, altă întrebare. Domnul președinte, v-aș întreba pe dumneavoastră, domnul primar, ce se întâmplă cu strada aia de la Răspinești? Este catastrofal. M-au sunat oamenii, domnilor, ce să facem cu pământul? Nu mai tem să mergem din curs afară. Astăzi m-am deplasat și eu acolo. Este dezastru. Domnule, este dezastru. Hai să mergem acolo. Dacă nu e dezastru, să-mi aruncați cu pietroaie în cap. E dezastru ce acolo. Nu mai se poate decât cu cizme. Care strală? Că în Răspinești avem 3 străzi. Cea la Marea Dracilor. Principal. Eu nu știu, acum n-am văzut că... Avem primari, avem viceprimari. Da, cred că m-am exprimat corect acum. Este adevărat ceea ce spun eu? Da. Acum, după cum județul activează o societate comercială cu obiect de activitate agregate minerale. Într-adevăr, disconfortul e mare pentru cetățenii din zonă. S-a discutat cu societatea respectivă pentru a menține un climat cât de cât rezonabil în desfășurarea traficului, în ideea de a ține sub control o viteză minimă de sub 10 km pentru a nu apărea praf în zonă, să ude în zonă, ceea ce fac. Dar se pare că pe perioada asta, din cauza umidității din atmosferă, da, s-a format cumva băltiri. Au termen de remediere, au dus în zonă o golă, au așchetat tot ceea ce era moale. Într-adevăr, n-au reușit să ridice tot moluzul ăla de pe margine. Domnul Vici știe, am fost împreună acolo, am început activitatea de îndepărtare a mărului de pe margine, ca ulterior, împreună, să găsim o soluție pentru a devia traficul din zonă, cumva, pe alt traseu. Adică să-l ducem cumva pe sub pod, să iasă în drumul național. Acolo e un pic cu pretenții cu ieșirea în drumul național, din cauza că nu e așa ușor. Intervin niște avizi, niște aprobări. Dar totul se face în baza dialogului, a negocierilor. Nu putem opri agentul economic să-și desfășoare activitatea, având în vedere că dumnealor au fost acolo cu societatea înainte de a-și face case. Pot să zic, cumva, au și ei
un drept de confort, dar în același timp știau foarte bine când și-au făcut casa ca agentul economic în zonă. Agentul economic vine în urma discuției cu argumente precum că, domnule, am salariați, eu mă încadrez cu tonajul pe osie, am făcut ceea ce a spus dumneavoastră, am udat pe timp de vară ca să nu deranjăm prin praf, menținem viteza sub 10 km, numai că se mai întâmplă unii șoferi o mai ia tralac odată, dar încercăm să ținem situația sub control. Dar pentru a remedia în totalitate această problemă, este necesar numai decât devierea traficului. Dar de ce nu toarnă asfalt? Avem poate să toarnă asfalt. Cât are? Cât are? Cât de metri de asfalt? Da, cu asfaltul sunt duinor. De ce nu toarnă din nou? Discuții. Cu asfaltul nu e așa ușor, ar trebui să facem un parteneriat, proiecte, asta înseamnă să mai dureze. Știți foarte bine ce înseamnă într-o zonă de asfaltare. Era mai mult de jumătate, era pentru a elimina disconfortul, prima soluție este pentru a devia traficul greu din zonă. După îți dai al voiei drumuri naționale să iasă pe acolo. O să găsim o soluție. O să găsim o soluție din comun acord. Totul se va rezolva prin dialog. Vreau să vă spun că dumnealor au un aviz din partea Consiliului Local pentru a circula pe drumurile publice și comunale. Deci nu... Dar nu poți să le interzici, că... Nu prea putem să interzici. Dar noi le-am aprobat. Noi le-am aprobat să funcționeze. Asta e toată treaba. Da, și încă suntem în contract cu ei. Ei, la următorul contract o să fim un pic mai... Cum zic? Mai exigenți. Clarificăm situația și punem condiții mai... Dar cred că condiția principală pentru a elimina totul devierea traficului din... Din zona satului. Poftiți, domnul. Deci, în completarea celor spuse de domnul primar, am participat. Deci, noi nu suntem străini de ceea ce se întâmplă acolo. Săptămâna asta am participat, s-au dus câteva mașini de pământ care rezultă din la roțile mașini cu vin de balastieră. S-au dus din zona respectivă. Am avut discuții și cu proprietarul firmei, am avut discuții și cu cetățeni de acolo, din zona Dospinești. Oamenii înțeleg că trebuie să existe o colaborare între noi ca primărie, să înțeleagă și ei, există toată disponibilitatea din partea firmei respective, pentru că, într-adevăr, disconfortul creează nemulțumiri în zona respectivă, cred că o să găsim soluții și aș sugera tuturor consilierilor ca anul viitor, când vom discuta subiectul acesta, să fiți într-adevăr mai exigent când dăm aprobare pentru firma respectivă și să venim cu niște măsuri concrete. Oamenii sunt dispuși, adică la discuții cu dânșul, domnule, dacă e nevoie, facem șanțuri, nu sunt șanțuri, șanțuri au fost, au dispărut. S-a aplatisat zona aici, în partea unde este garajul sau un service acolo auto. S-a creat o baltă, o mai nivelat. Într-adevăr, acolo sunt probleme care trebuie să le duc. Dar nu în același timp nu putem să îngrădim dreptul celor care noi ca virgulă Consiliu dorim să avem investitori pe raza Comunei Buhoci care să ne aducă venitul la primărie. Dar după aceea începem, când ne aducem aici, începem să-i obstrucționăm. Adică trebuie să găsim o cale de mijloc în așa fel încât chiar să-i motivăm să fie interesat să vină pe raza Comunei. Dacă noi când îi punem prosa la patru celor care vin și investesc pe raza Comunei Buhoci, atunci trebuie să avem investitori. Adică trebuie să fim și noi deschiși, să colaborăm, oamenii sunt deschiși să îndrepte lucrurile acolo. Eu cred că da, dacă mai suntem în grafic. Aceeași situație am întâmpinat-o și în satul Coteni cu un agent economic de aceeași specialitate. Am găsit soluții, sigur și promit că o să găsim soluții pentru a devia traficul din sat, să scoatem în afara satului și atunci cred că jumate din problemă va fi rezolvată. Cealaltă jumătate înseamnă să inițiem un proiect pentru asfaltare în zonă,
dacă o să avem un parteneriat, o susținere din partea firmei respective, ca și parteneri, bine, dar trebuie gândit cu un consultant și făcut totul pe lege. Dar asta înseamnă timp. Știți foarte bine că ne luptăm cu avizile pentru proiectul deja început, pe bale, ca să nu mai pună domnul Mocanu întrebări. Deci suntem și acolo în derulare, sigur vroia să ajungem și acolo. Așteptăm autorizația de construire. În paralel mergem cu procedura de atribuire. Dacă e 2020, eu știm și data asta e lucru cel mai important. Știi, da, bine. Da. O altă problemă, domn președinte, vreau să aduc la cunoștință că la ieșirea din Comuna Buhoci, pe partea dreaptă unde este acea cruce, este o balustradă care este ruptă. O parte este ieșită în stradă. Se pare că mării voi mării tot se va întâmpla o minune. Oia, cineva înainte, se va întâmpla o minune acolo. Vă rog să faceți adresa unde trebuie făcut, ca acea balustradă care este ruptă, să faceți tot posibilul să anunțați pe cei care trebuie să o pună înapoi. Nu, că tot facem adresa drumului. O altă problemă care... Se pare că cineva face naveta, că așa mi s-a spus, sau se pare că stă aici la Buhoci. Hai să ne uităm așa un pic pe strada asta când mergem la Bacău. Veți vedea, urcați-vă într-o mașină mai sus așa, veți vedea peste de mașini, cauciucuri, saci. Motoare. Nu este adevărat? Dacă nu este adevărat, tu domn primar. Eu nu mă adresez dumneavoastră, eu știu cui mă adresez. Nu mă adresez dumneavoastră, dar ne deplasăm pe acolo și chiar nu le vedem, nu știu cum. Eu cum îi văd? Dacă nu este adevărat, domnul Munteanu, eu vi le arăt. Poți să merg după ședință. Eu mai fac și naveta. Este crucea de la ieșire din Buhoci, pe partea dreaptă. La strada aia de la port. Aia ruptă. Dacă sunteți mai calm și mai așteptat să pot să înțeleg, Adică cum nu v-am explicat destul de clar la ieșire de Buhoci pe partea dreaptă. Eu nu v-am jignit. Păi nici eu nu v-am jignit, dar văd că mă luați la mișto, nu că... Vorbit mai calm, mai rar, ca să înțeleg să-ți notez. Asta era rugămintea, nu era... La ieșire din Buhoci pe partea dreaptă. Direcția Buhoci, Bacău. Nu, dar vă explicat acum și domnul, vă explicați cu ce dumneavoastră. Explicați-vă sincer. Eu nu v-am explicat destul de clar. Luați-o pauză, că lăbăresc eu schimb. Care-i balustradă? Adresa am făcut eu la dumneavoastră. O veniți și se ocupă cine are drumul în... Păi eu am spus să se adreseze... Nu, știu eu. Am făcut domnul Pușcă la Argă când avea calitate de viceprimar. Da, am făcut-o eu. Și se ocupă, mergeți la domnul Cojucaru. Ca și completare la... Îl are în drum ștețean. Ca și completare la ceea ce spunea domnul Mocanu. Vă referiați la unul aine care mai apar prin șans. Au mai fost acțiuni. Domnul fost viceprimar Pușcă Largă au dat niște amenzi prin zonă. Dar nu o să nu creadă cineva că sunt rău. Este pentru curățenia comunei. Eu știu că poate deranjez pe cineva, dar eu am venit cu tractorul și să vede. Eu mai iau o mașină și dacă nu iau, mă opresc special. Și mă arăt aici. Doi tractorul, nu vine și merge. Domnul Vițiu, primar, chiar Doamnă, adică sunt lucruri care sunt vizibile doar. Doamnă, dar sunt lucruri care sunt vizibile. Deci, ca să înțeleg, eu sunt mai greu de cap, așa cum a spus dumneavoastră, și vreau să înțeleg eu. Ce mai doriți? Eu am spus că știu că faceți parte din executiv. Și v-am adresat. Dacă nu mai este nimic de adăugat pe ordinea zi, eu vreau. We'll be right back.